Solo pe sfete? Deci, da, am vrut să vorbesc despre o știre ceva foarte importantă. Deci, da, mă rog, nu chiar așa de importantă, dar da. Deci, despre care spunea că Pământul este o sfință, deci, da. Dar nu știu ce s-a întâmplat cu știrea, aia că nu o găsesc pe Google, nu știu dacă e măcar pe Google. Deci, tot am căutat-o pe chiar de 20-30 minute tot o caut pe chiar, deci am vrut să fac un clip despre ea să vorbesc, dar nu n-am reușit să o găsesc înapoi, deci da. Pe 22 februarie, anul ăsta, 2022, am văzut asta, să nu mai o găsesc așa, pe Google. Nu o fi pe Google, o fi pe browser ăla, pe Hawaii. Cine știe, dar oricum, nu o caut acum. Acum că dacă tot m-am apucat să vorbesc despre chestia asta, deci da. Așa cum ați văzut și un titlu, cam da. Asta spune omul ăsta. Deci, să vă spun acum asta. Un bărbat care susține că este un călător în timp din anul 2714 a făcut un anunț groaznic, că zice că se va întâmpla în data de 15 martie 2022. Pe platforma TikTok, un bărbat care susține că este un călător în timp din anul 2714 a postat un videoclip prin care face un anunț groaznic. Acesta susține că în anul 2022 va fi marcat de anumite evenimente, fiind vorba chiar și despre o posibilă nouă pandemie, arată de Mirror. Sau cum s-ar pronunța? Cam sunt mai praf așa, o engleză de baltă. Informațiile pe care bărbatul le-a dezvăluit pe platforma socială i-au îngrozit pe utilizatori. De asemenea, aceasta susține că ar fi o autentică autoîntindu-se un călător în timp. Din anul 2714. În primul rând, persoana respectivă a dezvăluit că anul 2020 va aduce în prim plan o posibilă nouă pandemie. Nu este prima oară când utilizatorul postează anunțuri. Șocante pe platforma TikTok. În anul 2025, 2021, pardon, bărbatul susținea că interiorul unui ou de tires va fi găsit un portal către un univers alternativ. Ladies and gentlemen, I think my brain just committed suicide. I can feel it bleeding. Oh my God. De asemenea, susținea că în Oceanul Atlantic va fi găsit orașul mitic scufundat al Atlantidei. Vezi, șocant, un bărbat care susține că este călător în timp. Spune că are dovezi în privința unei apocalipse din viitor, că a spus că se întâmplă în 2022. Un bărbat care susține că vine din anul 2714. Anunț groaznic care, chiar zice că se va întâmpla pe 15 martie 2022. De data aceasta, bărbatul care susține că este călător în timp a dezvăluit trei noi predicții în primul rând. Acesta susține că omenirea se va confrunta cu o nouă pandemie, potrivit sursei citate. În videoclip, utilizatorul a spus: "Am fost considerat un călător fals în timp, de prea mult timp. Așa că amintiți-vă aceste trei date majore la începutul lui 2022. În data de 15 martie 2022 va exista un om care va avea un copil cu un chimpanzeu. Acesta nu va putea să vorbească și va avea caracteristici miște. În data de 19 aprilie 2022 va veni o variantă mult mai agresivă a coronavirusului, numită Omega. În data de
17 septembrie în ocean va fi găsit cea mai mare creatură și va fi numită Kryn Kroin. Am pronunțat-o cum am putut. Va fi de 4 ori mai mare decât balena albastră. Deci, ăsta a fost videoclipul. Băieți și fete, vreau să scrieți un comentarii ce părere aveți despre această știre. Ce spuneți de această știre? Adică, de... foarte tare, adică din viitor, adică eu nu înțeleg cum se poate una ca asta, adică dacă vine din viitor, nu ar crea, adică un spațiu-timp, ceva acolo, nu ar strica acolo, nu ar încălca legile timpului, ceva, adică ceva acolo, teoria multiversului, nu ar crea ceva acolo, adică ceva de genul ăsta, adică are voie măcar să clătărească în timp și de cheia asta de departe, în anul 2700. Nu, deci anul 714, eu nu înțeleg așa de departe, deci așa de, eu nu înțeleg chestia asta, adică de chiar veni înapoi în timp ca să ne spună că toate astea și plus așa de departe. Unde e logica? Că nu înțeleg. Ce se deci nu înțeleg. Puțin așa. Să mi explice mie omul ăla. Dacă are voie, dacă nu încalcă legile, spațiu, timp, chestii din astea, adică să-mi explic și mie asta. Că vreau să știu. Ce se întâmplă asta în toți anii ăștia. Că, da. Mă rog, ăsta a fost episodul, la revedere. Slick talker since a jet. Winter time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school, Winter one hell of a kid, I am. Smoking gas, jugging me. I'm lit, what you doing, I done did, I swear. Slick talker since a jet. Finesse, I know that this what they want, facts. Run up some money, I'm gone, I'm